la unul îi suflai pe gură, îi scosei limba. Dar cum vi se pare că nu sunt totuși câte ambulanțe ar trebui după atâta timp? După fiecare, fiecare persoană câte o ambulanță trebuie. Trebuia să fie. Da. Și nu e... Păi, ăștia au venit, ce vrei să vă spun? Acuzațiile aduse medicilor sunt acum verificate de conducerea serviciului de ambulanță. Intervenția s-a făcut destul de operativ. Vă pot spune că după primele verificări am constatat prima ambulanță ajunsă la fața locului din substația Târgu Cărbunești a făcut doar 7 minute. Celelalte ambulanțe, inclusiv zburdul, au ajuns într-un interval de 15-17 minute. Total, operațiune de salvare și transport către unitățile de urgență a durat în jur de o oră. În accident au fost răniți și doi preoți din Gorj. Un alt bărbat este în comă de gradul 3. Cel mai grav este un pacient de vreo 30 și ceva de ani, nu știm exact cât, ce vârstă are, Sturescu din Berbești, Vâlcea, care este în comă, glezgău 3, deci este destul de grav. Accidentul s-a produs la intersecția două drumuri județene din Gorj, acolo unde au mai avut loc accidente grave. Două autoturisme s-au ciocnit violent după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate de trecere celuilalt. Avea viteză mare? Asta nu putem să precizăm în momentul de față. La finalizarea cercetărilor vom stabili fiecare cu ce viteză s-a deplasat. Șoferul vinovat, un bărbat din Vâlcea, a scăpat doar cu câteva zgârieturi. S-a ales însă cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.